Rossi, de ce ați avut acea idee? Cu care Rossi? Ah, cu Marco Rossi? Păi am avut idee pentru că un băiat care a făcut performanțe extraordinare, a câștigat, să-l cunosc foarte bine, a câștigat campionatul Ungariei, a preluat echipa, dintr-o echipă Ciuca Bătăilor a devenit, s-a calificat în Europa, a început foarte bine și preliminarele mondiale. Sigur, a fost o, dar pe semne că sunt o mulțime de bani, că n-au ce face și comentează declarațiile celor care declară. Și noi am avut o experiență negativă cu un selecționer străin și probabil de aceea. Nu știu, eu în niciun caz cineva nu se va lua după mine, eu n-am responsabilitatea asta. Am vorbit despre el, lăudindu-l pe el, pentru că într-adevăr, un selecționer care a obținut rezultate și obține rezultate în continuare și foarte serios. Este superb apreciat, are o vârstă așa cum trebuie. Sigur că sunt la noi jucători, antrenori foarte buni care ar putea să fie. Dar cu cât sunt mai mulți, cu atât e mai bine, concurența face parte din meseria noastră. Dar eu, în niciun caz, nu sunt eu cel care decide. Am spus așa, și am dat o sugestie, el rămâne același antrenor, nu depinde de aprecierea mea sau de refuzul altora. N-are nicio legătură, văd că... Dar nu, în niciun caz. Echipa națională are un antrenor, e tânăr, merge înainte cu el. Am vrut doar să punctez faptul că sunt antrenori, așa cum sunt și la noi în țară, sau cum au fost la noi în țară, o mulțime de antrenori străini care au obținut rezultate bune cu echipele de club. Nu văd deloc, pentru că nu eu mă ocup cu asta, sunt alții care au responsabilitatea acestei lucruri. Eu am vrut doar să punctez valoarea acestui antrenor și nu întâmplător Ungaria, vedeți stadionul arhiplin, stadioane peste tot, în toate orășelele, în toate satele, terenuri, adică și el s-a pliat foarte bine unui astfel de concept. Deci, gata, nici nu mai vreau să mai discut despre lucrul ăsta. El are drumul lui, pe semne că se gândește să preia o echipă din campionatul Italiei, pentru că merită și nu are nicio legătură cu asta. Dar faptul meu că eu l-am apreciat, cum se spune, ridică puțin valoarea în sensul interesului care stârnește un astfel de comentariu făcut de mine în legătură cu el. De fapt, orice comentariu care îl fac este interpretat. Sunt unii care stau acasă, n-au ce face, ascultă o declarație și, pe urmă, replică la declarația asta fără niciun fel. Păi unul e Angel Iordănescu, adică nici nu mă interesează. Pentru dumneavoastră ce urmează acum? Cantonament? Vă mai întoarceți la metrile? Acum, e cantonamentul, vom vedea ce se va întâmpla. Acum e cantonamentul, începem foarte scurt timp, doar 4 zile la dispoziție, după care plecăm, începem să jucăm. N-am decât jucătorii tineri, am jucători care au fost împrumutați, toți și ei foarte tineri. Vreau să-i văd la lucru, să știu ce valoare au și dacă în eventualitatea unor necesități la această echipă să poată face parte din lotul nostru. Îi aștept pe ceilalți care pe semne vor veni după data de 8, 9, 10 sau eu știu când vor veni, pentru că deja pe 24 noi avem Supercupa Ucrainei cu Shakhtar. Am vorbit despre asta, nu, și cred că și ei și-au dat seama că au făcut un meci foarte slab. Poate cel mai slab meci de când Andrei Șevcencu conduce echipa națională. Pe semne că nici el nu și-a dat seama bine ce s-a întâmplat. A analizat. Eu sper să mai au vreo șansă. Mică. În seara. Mică, cu Spania, jocul rezultatelor. Știu că aseară am stat și am urmărit. Da, Croația a fost nesuperioară și merită să se ducă mai departe în această competiție. Echipele care s-au pregătit bine și au luat în considerare și timpul și temperatura și cum se spune, zilele petrecute împreună, că și astea sunt foarte greu de suportat. Cine a început foarte devreme a pierdut din punctul ăsta de vedere. Cei care au început cu puțin timp înainte de
cu puțin timp înainte de începerea competiției, aceia au avut o prospețime net superioară. Mă uitam la Croația, am început mai prost, dar pe urmă imediat și orim. Urmează încă un trofeu pentru dumneavoastră? Nu, mai trebuie ce trofeu. Proiectul Faro Viitorul, stați o secundă, care a venit domnul Hagi la Faro și proiectul acesta vă sună bine, e un lucru bun? El știe foarte bine ce are de făcut, are atâta experiență încât știe unde a ajuns, la ce moment a ajuns și ce nevoie are de susținere, de sprijin, pentru că are nevoie totuși de un oraș în spatele lui.